ce rezultate ați venit după această deplasare de la București? Din nou vreau să menționez că împreună cu Confederația din care facem parte, cu cei din cartel Alfa, am realizat o mișcare de protest impresionantă, zic eu, post-pandemică. A fost una dintre cele mai reușite și care a coagulat întreaga suflare sindicală. Aici vorbim atât de cei din cadrul bugetar, că vorbim de cei din administrație pe care eu îi reprezint, că vorbim din cei din poliție care s-au mobilizat exemplar, cei din sănătate la fel, cei din învățământ, alături de structurile sindicale din cadrul, din cadrul privat. Mișcarea a avut rolul de a atrage atenția și a constitui un semnal de alarmă în vederea stopării creșterii galopante a prețurilor, a găsi soluții pentru a rezolva această criză a energiei și pentru, sigur, a crește salariile și pensiile în contextul actual, un lucru extrem de necesar. Ne-am întâlnit cu reprezentanții guvernului, cu reprezentanții ministerelor de resort, aici vorbim în ceea ce ne privește de Ministerul Muncii. Vreau să vă spun că ni s-a pus în față, oarecum pentru prima dată, că există situația existenței unei noi legi a salarizării care să rezolve poate aceste probleme existente în această lege 153. Sigur că sperăm că această lege să rezolve inechitățile și oarecum să acopere inaplicabilitatea prevederilor din această lege, întrucât, după cum știți, noi am solicitat aplicarea integrală a legii. Deci nu cerem drepturi suplimentare, cerem doar ce este cuprins în lege pentru, pentru membrii noștri de sindicat. În continuare, sperăm să fim chemați la discuții și să rezolvăm aceste probleme. În alt ordine de idei, dacă nu se vor rezolva, noi suntem pregătiți în continuare pentru a veni cu mișcări de mai mare amploare. Aici vreau să spun că au participat în principal colegii noștri din București, sindicatele din administrația centrală, colegii de la Dâmbovița, de la Constanța, deci din localități mai aproape de București, dar în contextul următor, dacă aceste probleme se vor acutiza și nu se vor găsi soluții, sigur că vom participa și ne vom mobiliza și noi, cei din aceste zone, mult mai mult. Aduc totodată o mulțumire caravanei din Ardeala, care a participat și domnul președinte al filialei Maramureș Cartel Alfa, domnul Florin Hosu. A fost un efort extraordinar de susținut, de bine organizat, desfășurat cu eforturi deosebite și cu sacrificii timp de o săptămână, dar a meritat.